Narativul nașterii Domnului nostru Iisus este deosebit de puternic pentru un simplu fapt. Pentru că este adevărat. Există multe povești, există multe cărți care sunt scrise în această lume, care nu au același impact și nu au același efect ca și această istorisire a nașterii, a vieții, a morții și a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că această istorisire este cea mai adevărată istorisire care omenirea a cunoscut-o vreodată. În timpul acestei sărbători și în timp ce ne uităm împreună la Evanghelia după Luca, sper ca să ne uităm în seara aceasta și mâine împreună, în timp ce citim și studiem Cuvântul lui Dumnezeu care îl aflăm în Evanghelia după Luca, trebuie ca să realizăm că nu este o lucrare de ficțiune. În timp ce citești acest narativ, este folositor să-ți aduci aminte și să repeți în mintea ta: aceste lucruri s-au întâmplat cu adevărat. Este vorba de o istorie adevărată și dacă citiți primele versete din Evanghelia după Luca, veți vedea că evanghelistul Luca a pornit la drum cu acest scop de a scrie o istorie veritabilă. Nu este o poveste închipuită, este ceea ce s-a întâmplat. Și Luca s-a asigurat că toate lucrurile descrise în Evanghelia lui sunt exact așa cum s-au întâmplat. Luca ne spune că el a mers și a vorbit cu cei care au fost prezenți. A interogat martorii. A vorbit cu cei care au vorbit cu îngerul. Cu cei care au fost prezenți la evenimentele descrise în această carte. Dacă privești și astăzi, dacă privești asupra acestui narativ, precum la o scenetă, la o serbare de copii, știu că mulți dintre voi ați avut posibilitatea să mergeți la serbări, și ai venit la biserică și te uiți în Evanghelia după Luca și te uiți împreună cu mine în Evanghelia după Luca și este încă o scenetă, Vei rata total magnitudinea, frumusețea, importanța și realitatea acestor evenimente pentru viața ta. De aceea, ține minte la fiecare lucru care evanghelistul Luca ne-l descrie în această seară, că lucrurile acestea s-au întâmplat cu adevărat. Ele nu sunt închipuite, ele nu sunt fabule, ele sunt adevăruri istorice. Ține minte că dacă întruparea nu este adevărată, dacă ceea ce evanghelistul ne spune despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos nu este un adevăr absolut, totul din ceea ce numim noi creștinism este o minciună. Nașterea Domnului Iisus Hristos, crucea și învierea sa din morți sunt elemente, sunt piloni cruciali a ceea ce noi numim credința creștină. Și dacă ele nu sunt adevărate, creștinismul este o farsă. Apostolul Pavel ne spune la 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta am nădăjduit în Hristos, atunci suntem cei mai deplâns dintre oameni. Și majoritatea creștinilor din ziua de astăzi, majoritatea creștinilor sunt creștini, așa zis, nominal, doar de nume. Sau i-aș numi creștin cultural. S-au născut creștini, se consideră creștini, viața lor are conotații creștine, se duc la biserică, la Paști, la Crăciun, poate țin câteva zile de post în timpul anului. Adică pentru ei, în esență, creștinismul este un fenomen cultural sau social și implicațiile creștinismului sunt în primul rând sau sunt doar pentru viața aceasta. Și pentru acest soi de creștini, veracitatea întrupării, a vieții, a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos nu este chiar așa de important. Dacă ele s-ar dovedi ca și fiind povești, creștinul nominal, creștinul cultural, poate fi creștin în continuare pentru că pentru el este doar o experiență socială.
Da, ei sunt creștini, cum alții sunt fani de muzică populară. Sau fani de fotbal. Contează așa de mult cât de adevărat este sportul sau arta respectivă. Ea este esențială pentru ei și relevantă pentru ei. Dar pentru credinciosul adevărat, pentru credinciosul real, implicațiile întrupării, a vieții și a morții Domnului nostru Iisus Hristos, implicațiile sunt în primul rând eterne. Miza pentru creștinul adevărat este în primul rând veșnicia. Și aspectele acestea fizice și temporale sunt efecte secundare. Altfel spus, pentru omul care crede cu adevărat, dacă mâine s-ar dovedi că aceste lucruri ar fi false, el ar fi obligat să nu mai fie creștin. Deseori am discuții cu oameni care sunt necredincioși. În ce în ce mai mult găsesc și oameni în România care spun în mod clar și răspicat că sunt agnostici sau sunt atei. Și întotdeauna când pornesc discuția încep cu o simplă întrebare. Ca să testez pe ce teren ne aflăm. Dacă eu ți-aș putea dovedi în discuția care urmează să o avem, să-ți dovedesc științific că Dumnezeu există, vei crede? Și să știți că foarte mulți dintre ei spun nu. Dar zici, păi asta este o absurditate. Când stau de vorbă cu creștini și îi întrebi, dacă ți s-ar dovedi că Biblia și lucrurile scrise în ea sunt false, ai mai crede? Și creștinul spune, mulți dintre ei, da. Vreți să știți ceva? Nici unul, nici altul nu sunt credincioși cu adevărat. În ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pretinde niciodată să credem în bazme și în povești. Dumnezeu ne cere și ne poruncește să credem în Fiul Său, Iisus Hristos, pentru că El este adevărul. Pentru că El s-a întrupat așa cum spune Biblia că s-a întrupat. Pentru că El a trăit o viață fără de păcat. Pentru că El a murit pentru păcatele celor păcătoși și a înviat și a înălțat la Tatăl. A fi creștin înseamnă a fi convins de aceste adevăruri. Și a fi convins că aceste adevăruri sunt nespus de importante pentru veșnicia ta, în primul rând. Că dacă ele nu sunt adevărate, veșnicia ta este nesigură. Veșnicia ta care o aștepți să o petreci în prezența lui Dumnezeu este o minciună. Așa de mult că dacă creștinismul este fals, oare unde o să mă duc la biserică duminica de Crăciun? Sau ce o să fac de Paști? Nu? Sau ce obiceiuri o să înlocuim cele creștine? Cu ce obiceiuri le înlocuim, da? Astea sunt preocupări a omului religios, dar nu a omului credincios. Omul credincios privește către Dumnezeu ca speranța lui ultimă pentru veșnicia sa. Și în această seară vrem să privim împreună la vestirea nașterii lui Hristos sau anunțarea nașterii lui Hristos. În Luca, capitolul 1, cei care aveți Sfânta Scriptură, vă rog să deschideți împreună cu mine. De la versetul 26 la versetul 38, vedem acest eveniment important în narativul acesta. Se anunță din partea îngerului Gabriel nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă Dumnezeu ne ține în viață și ne ajută, mâine, cu ajutorul Său, ne vom uita la nașterea, adică la întruparea Domnului Iisus Hristos din Luca, capitolul 2. Vreau să încep, pentru că este un narativ, prin a înțelege foarte bine contextul. Vreau să înțelegem unde ne aflăm și care sunt personajele implicate în această acțiune. Evanghelistul Luca ne spune foarte clar unde ne aflăm. Într-o cetate din Galileea, numită Nazaret. Și de la început vedem că Dumnezeu, care este Cel care înscenează istoria, este Cel care conduce istoria, vedem că Dumnezeu pictează o scenă extrem de controversată. Și evanghelistul Luca vrea ca să fim siguri că noi înțelegem care este scena pe care ne aflăm. Și vedem că Dumnezeu îl trimite pe îngerul Gabriel aici, într-o cetate din Galileea numită Nazaret.
Și automat, pentru cititorul evreu din primul secol, care ar fi citit această Evanghelie, se nasc niște întrebări. Galileea? Nazaret? Stai un pic, de ce nu l-a trimis pe îngerul la Gabriel în Iudeea? De ce nu l-a trimis la Ierusalim, la capitală? De ce nu l-a trimis în templu, unde este locașul sfânt al lui Dumnezeu? Ce caută îngerul Gabriel la Galileea? Ce caută el în Nazaret? Nu a găsit oare Dumnezeu un loc mai bun decât Nazaret? Să înțelegem de ce este acest contrast care este pictat de Luca în felul acesta. Trebuie să înțelegem că iudeii priveau la Galileea cu dispreț. Era ceva similar cum privește Transilvania la cei din sud. Sau cum privește capitala la provincie. Dacă mă duc la București și vorbesc cu cei de la București și mă întreabă, dar tu de unde? Păi din Zalău, știi, de acolo, zona Zalău, Cluj, așa. Ah, da, nu ești din capitală. Dar automat privesc cu dispreț, da? Sau dacă auzim noi de unul că vine din Târgu Jiu, da? Din Târgu Jiu, ah, sudul țării, sărăcie, lipsă de cultură și așa mai departe, da? Nu e corect. Există oameni mari și acolo, unul dintre ei se mută la Zalău în curând, sperăm, da? Există oameni de calibru peste tot în țara aceasta. Dar iudeii priveau în acest fel către Galileea și către Nazaret. Ei ziceau, noi la Ierusalim, noi suntem crema, noi suntem spuma. Ei acolo în Galileea, mulți dintre ei probabil nici nu știau de cetatea Nazaret. Da? E cum ai întrebat pe unul, l-ai oprit în București, pe bulevard și spune, ei, ai auzit de Saint George? Da? De Jacques sigur au auzit, da? Dar de Saint George, să zicem. Și a zice, Saint George, nu știu, ce e ăla Saint George, da? Este egal cu zero pentru ei. Rețineți în Ioan, când Hristos își cheamă ucenicii la el și Filip merge și îl caută pe Natanael și îi spune: noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege, despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Deci merge și îi spune: l-am găsit pe Mesia. Am găsit mântuitorul lumii. Da? Și răspunsul lui Natanael este în felul următor. Nu este: aleluia, fantastic, ce ne bucurăm. Este: Nazaret? Serios? Mesia să iasă din Nazaret? Și anume el spune, poate ieși ceva bun din Nazaret? Dispreț. Hai să fim serioși. Din Nazaret? Eram foarte bucuros, Filip, când mi-ai spus că l-ai găsit pe Mesia. Eram foarte bucuros când mi-ai spus că-l cunoști. Dar acum nu știu dacă te mai pot crede când mi-ai spus că vine din Nazaret. Al doilea rând, vedem că nu doar locul în care se desfășoară acțiunea este foarte controversată, dar personajul principal ales de Dumnezeu, și anume Maria, este la fel de puțin impresionant. După standardele lumii, Maria nu reprezenta mare lucru. Da? La fel cum Nazaretul nu era important, Maria nu reprezenta mare lucru. Era o fată în vârstă de 12 până la 14 ani, cam asta era vârsta în care fetele erau logodite și se căsătoreau în vremea aceea. Era o fată care nu știa multe, nu a experimentat mult în viață, nu a realizat mult, nu avea ca la român, trebuie să ai două facultăți până te căsătorești, da? Și un master, neapărat, chiar dacă nu știi nimic când ești din facultate, dar nu. Când îi văd pe tineri astăzi, m-aș căsători, dar mai am atâta școală de făcut. Cea mai bună școală e căsătoria, apropo. În momentul în care te-ai căsătorit, așa te educi, atât te înveți, că chiar dacă avea trei doctorate, n-ai putea să înveți atâta. Așa că tinerilor, mai bine căsătoriți-vă și faceți școală după. Sau lăsați o baltă că nu mai cheltuiți banii părinților pe degeaba, da? Maria, la 12 ani sau la 13 ani, n-a realizat nimic. Era o fată din oameni simpli. Probabil analfabetă, nu știa să citească, nu avea educație formală. De fapt, singura ei educație formală ar fi fost ceea ce a auzit în sinagogă și ceea ce ar fi auzit de la părinții ei. Da? Știm lucrul acesta, statutul ei social și din faptul că era logodită cu Iosif. Iosif fiind întâmplar,
Iosif nu era profesor universitar, nu era doctor, era un tâmplar. Și în vremea aceea căsătoriile se cam făceau în aceeași clasă de oameni, da? El era un om sărac, un om care muncea cu mâinile lui și Maria și familia ei de asemenea și trăiau într-o zonă, într-o cetate neînsemnată. Dacă Dumnezeu n-ar fi ales-o pe Maria pentru această slujire minunată, pentru acest har minunat, viața Mariei ar fi fost extrem de tipică pentru o fată în postura ei, în vremea ei. S-ar fi măritat cu un soț sărac, cu Iosif, un tâmplar, ar fi avut mulți copii, pentru că rata mortalității în acea vreme era foarte, foarte ridicată și să se asigure că din 12 să fi rămas măcar 6 care să ajute familia, da? Ar fi trăit în sărăcie, n-ar fi călătorit probabil nicăieri în viața ei mai departe decât câțiva kilometri de casă. Vorbiți, de exemplu, cu bunicii voștri, dacă mai sunt în viață. Mulți dintre ei, de exemplu, până astăzi n-au fost la Cluj. N-au fost la Cluj, da? Pentru mulți dintre ei care au trăit în Zalău, a fost mare lucru când s-a dus până la Jibou. Așa erau vremurile și atunci. Oamenii săraci, fără oportunități. Și în cele din urmă, Maria ar fi murit în obscuritate ca și milioane de femei din acea perioadă și nimeni n-ar fi băgat în seamă. Mesajul care Dumnezeu îl transmite prin evanghelistul Luca devine foarte evident când privim la contextul în care ne aflăm și când privim la personajele implicate în acest narativ. Cea mai magnifică veste proclamată vreodată în Israel, cea mai importantă știre care este adusă pe scena omenirii vreodată, se aduce și vine la cei mai umili dintre oameni. Nu la Ierusalim, nu la templu, nu la preotul cel mai mare, nu la împărat, ci vine în Nazaret, în Galileea, la o fată fecioară, săracă, umilă și neînsemnată. De fapt și Maria, vedem în Luca 1, de la 46 la 48, că vorbește despre starea ei în acest fel. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Martin Luther spunea despre acest eveniment și despre trimiterea îngerului Gabriel, ar fi putut merge, zice Luther, la Ierusalim și a ales pe fica lui Caiafa, marele preot, care era frumoasă, bogată, îmbrăcată în podoabe de aur și care era îngrijită tot timpul de o mulțime de slujitoare. Dar Dumnezeu a preferat o fecioară smerită dintr-un oraș neînsemnat. Când privim la anunțarea venirii Mântuitorului, trebuie să realizăm că acest lucru despre vestea bună și a întrupării Evangheliei este extrem de relevant și nouă astăzi. Și anume, Dumnezeu vine la cei care sunt în nevoie. Dumnezeu vine la cei care realizează că fără El nu au nicio speranță. La cei care sunt săraci în duh. Întruparea, mântuirea, învierea Domnului nostru Iisus Hristos nu este pentru cei mândri. Nu este pentru cei autonomi. Nu este pentru cei care nu au nevoie de aceste lucruri. Care se bizuie pe starea lor financiară, pe puterea lor, pe conexiile lor, pe sfințenia lor proprie. Întruparea Domnului Iisus Hristos este o veste care vine pentru cei umili. Este o veste bună care vine pentru cei care sunt săraci în duh și care realizează că fără intervenția lui Dumnezeu ei sunt niște nenorociți. Vestea aceasta este adusă în Nazaret și este adusă lui Maria ca noi să înțelegem că nu există nimeni de niciun rang și nicio condiție și nicio stare care este exclus de la Evanghelia lui Hristos dacă sunt săraci în duh și plini de umilință.
Cei care se exclud ei însuși de la această veste bună sunt cei care consideră că n-au nevoie de Dumnezeu și de Fiul Său întrupat. Și dintr-o dată, pe această scenă, intră îngerul Gabriel și începe acțiunea între aceste două personaje. Cum eu n-am întâlnit vreodată un înger, nu-mi pot imagina exact cum ar fi, dar îmi închipui că ar fi ceva foarte drastic. Să mă întâlnesc cu un înger al lui Dumnezeu. Știm că atunci când l-a vizitat pe Zaharia, îngerul Gabriel, Zaharia a rămas mut. Știm de asemenea, când prorocul Daniel a fost vizitat, a experimentat același lucru. Daniel a căzut la pământ și a muțit și el. De altfel, putem ca să deducem că a te întâlni cu îngerul Gabriel este ceva terifiant. Nu este așa, știi, cum vedem în desenele animate. Apare un înger, dintr-o dată e un înger și cu aripile alea drăguțe și toată lumea, wow, un înger! Nu. Când îngerul lui Dumnezeu, Gabriel, apare pe scenă, oamenii muțesc, oamenii cad la pământ, oamenii se îngrozesc. Da? Și de fapt, vedem acest lucru pentru că și lui Zaharia și lui Maria se prezintă cu această sintagmă. Lui Zaharia îi spune în capitolul 1, versetul 13, nu te teme, Zaharia, și în 1 cu 30 la Maria îi spune, nu te teme, Maria. De altfel spus, reacția naturală când te-ai confruntat cu mesagerul lui Dumnezeu, cu îngerul lui, este să te temi. Este normal să te temi. Știm din Sfânta Scriptură că cei care ajung să fie în prezența lui Dumnezeu, ca să fie în prezența slavei lui Dumnezeu, sunt transfigurați, sunt schimbați inclusiv fizic. Radiază, la propriu vorbind, gloria lui Dumnezeu. Rețineți ce se întâmplă cu Moise când coboară de pe muntele Sinai. După ce este expus doar parțial la ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu, da? Exod 34:30. Când Aron și toți izraeliții au văzut cum strălucea pielea feței lui Moise. Deci la propriu, Moise coboară de pe munte și strălucea. Cum ar avea leduri, nu ca și crucea asta. Strălucea. Și oamenii privesc la el și zic, nu numai că avea o expresie de strălucire, nu că era foarte fericit sau poate avea o expresie ciudată, ci realmente emana, radia lumină, pentru că a fost în prezența lui Dumnezeu. Și îngerul Gabriel este descris, unul dintre numele lui, este cel ce stă, ce șede, ce este tot timpul în prezența lui Dumnezeu. Da? Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Asta nu este așa numai un fapt interesant. Hei, uite, eu sunt Gabriel și de când în când mai stau înaintea Domnului. Nu, ăsta este titlul lui. Cum aș veni eu și aș zice, salut, eu sunt Mihai, păstorul Bisericii Sfântei Treime, da? Așa vine Gabriel și spune, eu sunt Gabriel și titlul meu, serviciul meu este să stau înaintea Dumnezeului celui viu. Nu putem, nu cred că putem să ne imaginăm cum arăta Gabriel când s-a prezentat acestor oameni. Cum arăta cel care stă în prezența Dumnezeului adevărat. Probabil, presupun că atunci când s-a prezentat Mariei, și-a limitat strălucirea. Nu? Ca așa, ca la potențiometru. Și-a limitat. A zis, măi, dacă la Daniel, când m-am dus în Vechiul Testament, l-am făcut caput. La Zaharia m-am dus amuțit. Dacă mă duc la biata asta femeie, fată de 12 ani, strălucind cum strălucesc eu de obicei, asta face stop cardiac. Și probabil că ar fi murit de frică Maria. Dacă îngerul nu s-ar fi asigurat în felul în care i-a vorbit și în felul în care s-a prezentat ei. Rețineți, Maria este o fată între 12, maxim 14 ani, este necitită, neînvățată, nu are iPhone, nu are Facebook, n-a văzut filme SF, da?
În momentul în care se prezintă îngerul Gabriel, ea crede că a intrat în delir. Ea pur și simplu zice, cred că nebunesc. N-am mai văzut așa ceva. Nici măcar nu își putea închipui așa ceva. Și când a auzit ce a zis îngerul, cu siguranță că a fost cu atât mai înspăimântată. Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ce anume înseamnă această declarație a lui Gabriel, care o aduce Mariei? Avem două elemente prezente în această declarație a lui, în acest mesaj, care sunt importante pentru Maria, dar care au implicații practice și pentru noi. În primul rând, vedem că îngerul îi spune, Gabriel îi spune lui Maria, că i s-a făcut mare har și este binecuvântată între femei. Mă țineți cont de faptul că în acest moment, în interacțiunea între Gabriel și Maria, în acest moment Maria nu are habar despre ce este vorba. Maria era la ea acasă, își vedea de treburile casei, apare Gabriel, da? Și îi spune, mare har ți s-a făcut și ești binecuvântată între femei. Maria nu știe ce se întâmplă, nu știe despre ce-i vorba, da? Și în mod legitim, în mintea ei, s-a născut probabil întrebarea, ce har? Ce har? Ce binecuvântări? Faptul că sunt săracă? Faptul că sunt o fată needucată? Faptul că trăiesc într-o familie care de-abia poate pune pâine pe masă? Faptul că n-am beneficiat de binecuvântările materiale care le au cei din jurul meu? Ce har? Despre ce har vorbește îngerul acesta? De ce sunt eu binecuvântată? Probabil că i-a fost greu să conceapă de ce ea este numită o femeie binecuvântată. Dar țineți cont că sunt exact aceste aspecte și evident umilința ei în duh și în spirit care au făcut-o candidatul perfect pentru slujirea la care urma să o cheme îngerul. Era exact sărăcia ei, era exact umilința ei, era exact faptul că ea nu se credea cineva care au calificat-o pentru slujirea la care urma Dumnezeu să o cheme. Într-adevăr, harul sau favoarea nemeritată care îi se acordă Mariei este rolul extraordinar care Dumnezeu i l-a pregătit în această mare dramă a planului său de răscumpărare. Dar oare putem să trecem cu vederea faptul că Dumnezeul nostru a rânduit absolut tot pentru ca acest moment culminant să fie prezent în viața ei? Altfel spus, Dumnezeu a pus-o pe Maria într-o familie săracă. Dumnezeu a pus-o într-o cetate neînsemnată. Dumnezeu a pus-o în Nazaret. Dumnezeu a rânduit toate circumstanțele vieții ei ca ea să fie o femeie smerită și umilită. Am zice noi românii așa, bătută de soartă. Și noi ne uităm de multe ori în viața noastră și spunem, vai, ce noroc mai am și eu. Ce circumstanțe nasoale am și eu în viața mea. De parcă Dumnezeu zâmbește peste toți, numai peste mine nu zâmbește. Și vedem o femeie care este într-o asemenea situație și vine îngerul Gabriel și spune, Marie, ție ți s-a făcut mare har. Nu numai pentru ce urmează să se întâmple, dar toată viața ta până acum este prin harul lui Dumnezeu. Ești pregătită pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin tine. Circumstanțele tale, sărăcia ta, umilința ta, smerenia ta, suferințele prin care ai trecut, toate au fost rânduite de Dumnezeu ca să devii un instrument magnific în mâna Lui. Cred că toate lipsurile care au fost reale pentru Maria și poate chiar și dureroase pentru Maria până în acest moment, urmează să devină absolut fără consecință în comparație cu bucuria de a fi un instrument ales în mâna lui Dumnezeu. Eu cred că din momentul în care Maria realizează pentru ce a pregătit-o Dumnezeu și la ce a chemat-o Dumnezeu, ea nu mai are niciun regret pentru circumstanțele ei. Ea nu mai are niciun reproș. Ea n-ar schimba viitorul ei și chemarea care Dumnezeu i-a dat-o cu nimeni din Ierusalim. Ea n-ar vrea să fie fata împăratului, ea n-ar mai vrea ca să fie fata marelui preot.
se naște întrebarea, la fel de legitimă și la fel de naturală, ce har vrei tu de la Dumnezeu? Ce-ți dorești de la El cel mai mult? Ce fel de favoare vrei tu să ceri de la Dumnezeu astăzi? Ce binecuvântări ai vrea de Crăciun de la Dumnezeu? Ce ți-ar aduce cea mai mare bucurie? Ai fi satisfăcut să ai un har de asemenea lui Maria, să fii trecut prin sărăcie și prin suferință, dar în cele din urmă să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu? Să simți în mod deosebit în viața ta prezența Dumnezeului adevărat? Sau pe lista ta, știi cum au copiii lista către Moș Crăciun, da? Avem și noi adulții lista către Dumnezeu de Crăciun. Doamne, de Crăciunul acesta, sau dacă nu de Crăciun, măcar din anul nou. Doamne, uite ce aș vrea eu. Ce har aș vrea eu de la Tine. O mărire de salar, o mașină, nu știu, poate chestii mai banale. Să slăbesc un pic, să-mi intre copilul la facultate. Ce binecuvântări vrei tu de la Dumnezeu? Ce favoruri nemeritate ai vrea ca Dumnezeu ca să facă pentru tine? Îngerul privește la viața lui Maria, cu toate deficiențele ei, cu toate lipsurile ei, și spune: Maria, ești binecuvântată printre oameni și Dumnezeu ți-a făcut un mare har. Pentru că toate aceste lucruri care sunt prezente în viața ta, care până acum ai crezut poate că sunt blestemuri, au adus la acest punct culminant în care Dumnezeu vrea să facă o lucrare minunată. Și al doilea rând, îngerul vine și ne spune că Domnul este cu ea. Îngerul Gabriel ne arată esența harului sau esența favorii lui Dumnezeu. Și anume, esența harului Dumnezeu, binecuvântării lui Dumnezeu, este prezența lui Dumnezeu în viața ta. Da? Asta este esența harului sau binecuvântării. Știm, de exemplu, din Vechiul Testament că toți sfinții lui Dumnezeu din Vechiul Testament au trăit această experiență. Când Dumnezeu le-a arătat favoarea Lui față de ei, Dumnezeu și-a făcut prezența cunoscută în viața lor. A unii dintre ei, chiar într-un fel așa de minunat, încât a stat de vorbă cu ei, da? Cum a stat cu Moise. Iar acum, Maria ajunge la apogeul acestei realități. Dumnezeu urmează să devină prezent în viața ei, ba mai mult în ea. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, urmează să devină o realitate palpabilă pentru această fată. Cu sute de ani în urmă, prorocul Isaia a prorocit în Isaia 7 cu 14, de aceea însuși stăpânul va da un semn. Iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Harul suprem care îi se acordă lui Maria. Și într-adevăr, într-un mod total aparte, ceva care noi nu avem cum să ne imaginăm, este prezența lui Dumnezeu. Asta este harul despre care vorbește îngerul. Este de fapt harul suprem care îi se acordă fiecăruia credincios. Prezența lui Dumnezeu în viața credinciosului este favoarea nemeritată care Dumnezeu arată față de fiecare om care este mântuit. Este un har mai mare. Să-L ai pe Hristos în inima ta și în viața ta este un har mai mare decât orice altă binecuvântare care ți-ai putea închipui. Orice ți-ai putea tu închipui că ți-ar da Dumnezeu de Crăciunul acesta este egal cu zero, cu harul suprem, ca El să fie prezent în viața și în inima ta. După ce Gabriel face această introducere, vine cu mesajul principal care îl are pentru Maria. Până aici, îngerul Gabriel, de fapt, nu spune Mariei nimic despre scopul vizitei sale. Ea încă nu știe ce se întâmplă, de ce a venit, ce mesaj are, da, este speriată, este pierdută. Și îngerul vine și spune: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Deja Maria primește încă un șoc foarte mare. Da? Primul șoc este că se confruntă cu un înger. Este speriat.
Al doilea șoc este că îngerul vorbește cu ea și îi spune, vei avea un copil. Și din nou încep să curgă întrebările în mintea ei. Cum adică voi avea un copil? De ce voi avea un copil? De ce îmi spune un înger că voi avea un copil? Da? Să nu crezi că era ceva normal, că îngerii mergeau pe lângă Ierusalim și spuneau femeilor de atunci că vor avea copii. Nici vorbă. Era de neauzit așa ceva. De ce îmi spune mie un înger că voi avea un copil? Și cum pot să am un copil? Pentru că ești o fecioară, ești o virgină. Da? Întrebările sunt foarte, foarte multe în mintea ei și este șocată de ceea ce aude. Într-adevăr, îi spune că numele lui va fi Iisus, care înseamnă, numele Iisus înseamnă Salvator, dar probabil că la acest punct Maria nu realizează că e vorba de Iisus Mesia. Iisus era destul de comun ca și nume în acea perioadă și nu este un indiciu destul de clar despre ceea ce Gabriel îi comunică. De exemplu, arheologii au descoperit peste 70 de morminte inscripționate cu numele Iisus din perioada Domnului Iisus Hristos. Da? Adică era, cum mai zice, Matei sau Mihai. Da? Nu era neapărat un nume care nimeni în poporul Israel nu avea voie să-l poarte până când va veni Mesia. Da? Și Maria înțelege că este vorba de un copil special, numele indică asta, dar încă nu are cum să se gândească că e vorba de Mesia, că e vorba de salvatorul poporului Israel, de salvatorul lumii. Ea este speriată de această veste și se gândește, bun, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și îngerul continuă și lucrurile devin din ce în ce mai clare și impactul devine cu atât mai mare deasupra ei. Îngerul spune, versetul 32, el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și în acest moment, mesajul devine foarte clar pentru Maria. Maria nu era o fată cu facultate, nu era o fată foarte educată, dar era o fată dintr-o familie credincioasă. Era o fată care mergea la sinagogă, la biserică, cum s-ar spune, care a auzit citind din Sfintele Scripturi, care cunoștea prorociile despre Mesia și ea recunoaște tot ceea ce spune îngerul aici. Este foarte deslușit pentru ea ce îi spune îngerul. A înțeles că va rămâne însărcinată, că îi va pune numele copilului Iisus, adică Salvator, și că El va fi Fiul lui Dumnezeu și că El va fi cel de mult așteptatul Mesia. Fantastic pentru ea. Nu pot imagina ce impact a avut asupra ei. Eu aduc aminte ce impact a avut asupra mea când am aflat eu că vom avea un copil. Da? Mi s-au moiat genunchii, eram knockout. Asta a fost o simplă veste care o primește orice om. Vei avea un copil. Da? Și n-aveam 14 ani. N-aveam nici cu mult mai mult, m-am căsătorit la 19 ani, deci am fost și foarte tânăr și fraged. Dar nu pot închipui ca să vină un înger al lui Dumnezeu la un om, la un om care e mortal, e țărână, și să-i spună, Maria, tu vei naște un copil. Dar nu va fi un simplu copil. Va fi Fiul lui Dumnezeu. Va fi Mesia care va purta păcatele poporului său. Va fi cel care va răscumpăra pentru el o mireasă. Va fi cel care va domni în veșnicie. Sincer, mă mir că fata aceasta nu face stop cardiac la acest moment. Eu nu știu dacă unul dintre noi ar fi în stare ca să primească asemenea vești. Singura explicație care mi-o dau este că în același timp în care Gabriel, speculația mea doar, da, aici e doar speculația mea, în același timp în care Gabriel îi comunică acest mesaj, Duhul Domnului o întărește. Că altfel un om normal, între ghilimele normal, nu are cum să facă față la asemenea vești. Maria, ca de fiecare dată, contemplează la mesajul care îi aduce îngerul Gabriel și din nou se nasc întrebări. E o fată extrem de inteligentă, considerând că nu are o educație formală. Și Maria vine și pune întrebarea care decurge din nou în mod logic de aici. Versetul 34. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. Întrebarea Mariei nu are o conotație de necredință. Ea nu are dubii, ea este convinsă că este îngerul lui Dumnezeu, că ceea ce îi se spune este adevărat, dar ea vrea să știe cum este posibil așa ceva.
Pentru că ea spune, eu n-am cum să fac asta. Eu sunt o fecioară. Da? Eu n-am cunoștință de bărbat, înțeleg ceea ce îmi spui, înțeleg că este cuvântul lui Dumnezeu, dar te rog, Gabriel, explică-mi cum se va petrece acest lucru. Pentru că nu cumva să te aștepți că eu am o soluție. Maria n-are cum să rezolve această problemă. Este o întrebare legitimă și corectă, care de altfel spune, Doamne, cum vrei Tu să faci acest lucru? Cum vei realiza această promisiune? Pentru că ea realizează că n-are cum să o împlinească, da? Biologic vorbind, ea nu avea cum să împlinească această promisiune. Și atitudinea Mariei de astfel este foarte potrivită pentru toți cei care se confruntă cu vestea bună a lui Dumnezeu. Tendința omului, atunci când Dumnezeu îi promite ceva, atunci când aude o veste bună sau chiar când aude vestea bună a Evangheliei, este să vină el repede cu soluții. Știi, dacă Dumnezeu mi-a promis ceva, ok, hai să văd cum pot să fac eu ca să-L ajut pe Dumnezeu. Am auzit Evanghelia, am auzit astăzi că pot fi mântuit. Am auzit astăzi că mi se pot ierta păcatele. Hai să văd acum ce pot face eu ca să rezolv problema asta, ca să împlinesc promisiunea asta. Și este total incorrect această atitudine. Atitudinea corectă este cea a Mariei, care vine și spune, eu nu pot, înțeleg promisiunea, înțeleg vestea bună, dar cum, Doamne, cum? Mi-ai promis că o să mă mântuiești, Doamne, cum? Mi-ai promis că o să-mi ierți păcatele, am înțeles astăzi că păcatele mele pot fi iertate. Cum se realizează asta? Că eu nu pot concepe că aș putea să-ți ofer ceva în schimb, sau aș putea eu să fiu suficient de bun, sau aș putea eu să merit. Și Maria exact asta face. Ea vine și spune, Doamne, eu înțeleg promisiunea, dar explică-mi cum. Pentru că nu concep cum eu, un simplu om, o simplă fată, pot ca să realizez așa ceva. Și la fel și noi, dacă ne confruntăm pentru prima dată cu această realitate că suntem păcătoși și că avem nevoie de un mântuitor, întrebarea corectă cu care vreau să pleci în această seară este, Doamne, cum vei face asta? Pentru că eu nu pot. Vreau ca această promisiune să fie o realitate în viața mea, dar, Doamne, arată-mi cum o voi realiza. Pentru că eu, ca și un simplu om, nu pot contribui nimic la mântuirea mea. La fel cum Maria, ca și o simplă fecioară, nu putea contribui nimic la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu, într-adevăr, Dumnezeu nu ne spune totul, sau cel puțin tot ce am vrea, dar întotdeauna ne spune tot ce avem nevoie să știm. Și Gabriel îi răspunde. Da? Gabriel îi dă o explicație. Nu este o explicație totală, poate nu răspunde la toate întrebările, poate sunt curiozități la care Gabriel nu răspunde, dar îi dă un răspuns. Versetul 35. Îngerul i-a răspuns. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Știți ce se descrie aici? Se descrie pentru Maria, în termeni succinți, generali, concepția imaculată a Domnului Iisus Hristos. Asta se întâmplă în cuvântul umbri. Gabriel îi spune, uite cum vei rămâne însărcinată. Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu te va umbri. Cum de aici am putea să venim noi cu felul de întrebări teologice. Cum? Exact? Ce se petrece? Cum ajunge copilul înăuntru ei? Biologic, nu înțelegem, genetic și așa mai departe, da? Îngerul nu dă răspunsuri la acestea. Dar îi dă suficient să înțeleagă ce se va întâmpla. Și cine va face această lucrare, da? Înțelege că concepția lui Iisus, concepția pruncului, va fi una curată, imaculată. Și prin descrierea pruncului, el se va numi Sfântul. El va fi Sfântul, el nu va avea păcat, da? Pentru că va fi din partea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va veni peste Maria, o va copleși, o va umbri și va da naștere în ea la acest copil. Va fi o naștere, va fi o concepție cum n-a mai fost până în acel moment. Să nu facem confuzie cu doctrina concepției imaculate în, de exemplu, Biserica Catolică, care vin și zic că Maria a fost imaculată. Că Maria n-a avut niciodată păcat, da? Care este o aberație.
Maria a fost o femeie, o fată, o fecioară, într-adevăr o fată cu minte, o fată credincioasă, ca și orice altă fată. Vedem lucrul acesta că după ce îl naște pe Domnul Iisus Hristos, Maria și cu Iosif se duc la templu, după legea Vechiului Testament, și aduc sacrificiu pentru necurățirea ei. Da? Maria, care a născut pe Fiul lui Dumnezeu, merge la templu și oferă sacrificiu și spune: sunt o păcătoasă, pentru că sfânt este doar Domnul, bun este doar Dumnezeu. Deci nu vă face confuzie. Maria n-a fost ca și Domnul Iisus Hristos, ca și noi în toate, dar fără păcat. Hristos este singurul om care s-a născut, a trăit și a murit vreodată fără vreun păcat. Și de aceea a fost și înviat de Dumnezeu Tatăl, da? Cuvântul acesta, umbrii, ne dă un indiciu despre ce se întâmplă și felul în care Mântuitorul nostru a fost conceput. Este același cuvânt folosit în Vechiul Testament când se descrie prezența lui Dumnezeu în templu, da? Exact aceeași sintagmă. Sau același cuvânt care îl folosește Luca în capitolul 9, când suntem prezenți la acel eveniment, la schimbarea la față, la transfigurare, da? Și Luca spune în felul următor. Luca spune, spune că un nor, și anume Dumnezeu, da? I-a acoperit. Slava lui Dumnezeu i-a acoperit. Acest nor i-a acoperit. Și ei au ieșit de acolo transfigurați, pentru că au fost în prezența lui Dumnezeu. Și Luca, în capitolul 1, vine și spune că îngerul Gabriel spune că se va întâmpla același lucru. Prezența lui Dumnezeu va veni asupra ei în așa o manieră, așa de prezent va fi Dumnezeu, încât copilul se va concepe în ea. Altfel spus, Dumnezeu se va face prezent așa de puternic și așa de total, încât se va întrupa în ea. Nu a fost în niciun fel o experiență sexuală crudă, urâtă, da? Cum de exemplu găsim în mitologiile antice, a grecilor, a egiptenilor, despre relații între zei și oameni. Nu e vorba de așa ceva. Niciun erudit al Noului Testament, laic chiar, nu are curajul să spună că există conotații murdare în acest text. Niciun. Pentru că nu este vorba de așa ceva. Este vorba de prezența lui Dumnezeu făcută așa de reală în Maria, încât pruncul s-a născut. Da? Dar a fost o experiență tainică, o experiență foarte reală, o experiență pură, în care Dumnezeu s-a făcut prezent în plinătatea sa și s-a întrupat prin Maria. De altfel, cei dintre voi care ați experimentat nașterea din nou, ați gustat puțin din această experiență. Da? Am gustat fiecare câte un pic din această prezență. Am experimentat prezența miraculoasă a lui Dumnezeu și lucrarea minunată a Duhului Sfânt, care a dat viață și noi. Când Duhul lui Dumnezeu a venit asupra noastră, s-a născut viață nouă în noi. De aceea Iisus spune, de exemplu, la Ioan 3:6, ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este Duh. Și chiar dacă nu vom înțelege vreodată de plin această experiență care am trăit-o, pentru că am experimentat-o, suntem convinși 100% că ea este o experiență reală. Știm că atunci când Dumnezeu se face prezent, nu doar în preajma cuiva, ci în lăuntrul cuiva să naște viață nouă. Și știm că apogeul acestei prezențe a fost în Fecioara Maria. Pentru că viața nouă care s-a născut n-a fost doar viața Mariei, ci a fost viața Domnului nostru Iisus Hristos. Da? De altfel știm că Duhul Domnului ne convinge de această realitate. Pavel ne spune la Romani 8:16, Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copiii a lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, care s-a pogorât și asupra noastră, da, depune mărturie din noi, pentru că este prezent în noi dacă suntem copiii lui, dacă suntem născuți din nou, și strigă Abba, adică Tată. Și este o verificare, o pecetluire prin care știm că există viață divină, viață dumnezeiască în noi.
De altfel spus, Iisus, El s-a născut, s-a întrupat, ca și tu să poți fi născut din nou. Ca prin lucrarea Duhului Sfânt, tu să fii adus la viață. Asta este una dintre tainele care Hristos ni le oferă în dar, o viață nouă. Asta este, dacă vrem să folosim această sintagmă, adevăratul dar de Crăciun. Adevăratul cadou de Crăciun este viața nouă care oferă Iisus Hristos. Prin prezența lui Dumnezeu, El aduce oameni la viață. Este ceva care noi nu putem realiza. Oricât de mult ai dori acest lucru, nu-l poți câștiga, nu-l poți cumpăra. În schimb, îl poți primi în dar din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Maria știa că ea nu are cum să îndeplinească această promisiune a lui Dumnezeu și că doar prezența și puterea lui Dumnezeu va aduce la împlinire această promisiune. Și Maria ne arată, cum confruntată cu tot ceea ce urmează se întâmplă, Maria ne arată care este răspunsul corect față de această veste bună, față de această evanghelie a lui Dumnezeu. Nu avea toate răspunsurile, la fel cum mulți dintre voi veți pleca acasă de aici având multe întrebări despre ce înseamnă a fi mântuit, despre ce înseamnă pocăința, despre ce înseamnă nașterea din nou, despre ce înseamnă de a fi salvat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. N-avea toate răspunsurile Maria, dar Maria a avut o atitudine corectă față de această veste bună. Priviți ce zice ea. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Lecția este foarte simplă pentru noi această seară. Fără ascultare, fără umilință înaintea lui Dumnezeu, nu avem cum să experimentăm prezența Lui. Și Maria ne dă un model demn de urmat. Iată, roaba Domnului. Întrebarea care se naște pentru tine este, te consideri tu robul Domnului în această seară? Poți să pleci de aici cu aceeași atitudine care avea Maria? Ești pregătit să spui și tu în fața cuvântului Dumnezeu, facă-mi se după cuvintele lui Dumnezeu? Vreau și eu să experimentez. Știu că nu pot. Dar dacă cuvântul lui Dumnezeu îmi promite viață nouă, să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda neputinței mele. În Hristos ne-a învățat și a învățat pe ucenicii săi că a fi un ucenic al lui înseamnă a căuta și a dori să se împlinească voia lui Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru ne învață să spunem, facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Asta este atitudinea cu care trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrem să primim har și binecuvântare din partea Lui. Au întrebări o să avem. Nelămuriri vom avea până când vom muri și vom fi în prezența Sa. Dar dacă astăzi, în seara aceasta, pot spune în mod sincer și real ca și Maria, iată robul tău, vreau să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu în viața mea. Dragul meu, poți fi un beneficiar al harului lui Dumnezeu. Poți avea prezența Sa în viața ta și poți fi unul dintre cei binecuvântați printre oameni pe acest pământ. Și asta îmi doresc, mai mult decât orice binecuvântare materială, să fie darul lui Dumnezeu în această sărbătoare pentru fiecare dintre voi. Amin. Prezența Lui, în mod real, în inimile voastre. Amin.